Într-un moment important pentru Comuna Pădina, Consiliul Județean Mehedinți, reprezentat de președintele Aladin Georgescu, a predat oficial un microbuz electric pentru transportul elevilor din această localitate rurală. Ce copii cu mici și ascultători! Da, da, da. Bună dimineața! Vreți să circulați cu un microbuz nou? Da! Urcați-vă să vedeți cum... Microbuzul electric achiziționat din fondurile Consiliului Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, reprezintă un pas important în modernizarea transportului școlar, aliniindu-se obiectivelor naționale și europene de promovare a mobilității ecologice. Prin această achiziție, 44 de copii din Pădina vor beneficia de un mijloc de transport modern, sigur și nepoluant, care le va asigura accesul zilnic la școală. Domnule primar, vă mulțumesc și... Cheia microbuzului să fie cu folos pentru copii, să aibă rezultate la învățătură și să se bucure de acest microbuz. Și evident, șoferul dumneavoastră să aibă și grijă de microbuz. Noi ne bucurăm că pas cu pas începem să ne modernizăm, să ținem pasul cu ce este nou și... În comuna Pădina, din 5 sate, 44 de copii vin la grădiniță și la ciclul primar. Astfel... 44 de școlari și de preșcolari aveau nevoie de un microbuz electric, motiv pentru care Consiliul Județean Mehedinți a luat decizia în urmă cu ceva timp să trimită către primăria comunei Pădina un microbuz electric școlar. Astăzi am venit în această localitate, am semnat procesul verbal de predare-primire a microbuzului cu domnul primar. Microbuzul va ajunge la școală, va aduce și va aduce acasă copiii. Ați văzut că a fost o mare bucurie pentru ei în momentul în care au urcat în microbuz, în momentul în care au fost plimbați de către șofer cu noul microbuz. Le urez tuturor să fie sănătoși, să vină la școală, pentru că este important să urmeze la timp cursurile școlii din localitate, să aibă încredere în cadrele didactice și în administrația locală că vor face tot ceea ce trebuie pentru copiii localității. Primarul comunei Pădina, Dumitru Boceanu, a semnat procesul verbal de predare-primire, mulțumind totodată președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru tot sprijinul oferit. Ne aflăm surpriză și în fața unui microbuz nou, modern, electric, care va veni în sprijinul părinților din cele 5 sate și a copiilor respectivi care fac naveta zilnic la școala de la Pădina Mare. Microbuzul arată extraordinar de bine, copiii au fost încântați, au făcut și câteva curse de probă cu acest microbuz și copiii și părinții și cadrele didactice și noi de la primărie suntem foarte bucuroși și mulțumim domnului președinte pentru tot sprijinul acordat în tot ceea ce am făcut noi bun pentru comuna aceasta și pentru locuitorii acestei comune. Consiliul Județean Mehedinți a inițiat acest proiect de transport ecologic ca parte a strategiei de dezvoltare durabilă, menită să reducă amprenta de carbon a județului și să încurajeze utilizarea energiei regenerabile. Cu acest prim microbuz electric, Consiliul Județean Mehedinți deschide calea către un viitor mai curat și mai accesibil pentru comunitățile din județ.